Salut la toți! Astăzi o să vorbim scurt despre o problemă des întâlnită la un Mercedes 212 fără facelift. Poate, posibil ea este întâlnită și la facelift, dar eu nu sunt sigur pentru că nu m-am întâlnit. La pre-facelift am văzut-o deja de două ori. Este o problemă banală, dar de ce zic banală? Pentru că e foarte ușor de o rezolvat, dar nu toți știu cum să o facă. Merge vorba, iată, despre acest capac la rezervor sau la în locul unde se alimentează rezervorul. După cum vedeți, ea este închisă, tot ok, arată cum trebuie, nicio problemă, dar uneori apare o problemă din cauza acestui cablu. În poziția lui normală și corectă, el trebuie să stea, iată așa, în partea de jos. Dar uneori, întâmplător, el posibil să vine în poziția dată, adică în sus, iată așa, vedeți? Și atunci, iată ce se primește. Rămâne o crăpătură nestandardă și capacul nu se închide corect. Iată, vedeți cum stă? Mulți presupun că problema dată vine de la lacăt, adică că nici nu știu cum se deschide. Adică că lacătul este descuiat, respectiv nu o ține strâns și ce fac de obicei oamenii? Presează, încuie mașina și el stă forțat, iată, în poziția dată. Dar nu este corect. Corect este să faceți, uite așa, o dați în partea de jos, o închideți și voilà, arată totul bine. Iată așa, life hack cu problema noastră banală. De fapt, nu este un life hack, este chiar rezolvarea și eu sper că cuiva îi va fi de folos și îl va ajuta să economisească careva bani prin service. Asta a fost tot, o zi bună să aveți și pa la toți!